Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip cu Geoguessr Hai să ne mai plimbăm aici prin, prin România să vedem pe unde ne dă Și cred că am ajuns undeva prin ferentar. Nu știu, dar locul ăsta nu mi se pare prea prietenos Adică... Na, România cam la fel arată peste tot se pare Uite, văd că suntem la oraș, că sunt blocuri dar sunt și... Da, cine e pe oraș? O fi asta, adică gata, m-am ajuns și noi la șosea. E, altă viață, dar. Bă, erau blocuri pe partea aia. Da, mă uite, aici sunt blocuri. Ce oraș mă să fie asta? Nu înțeleg deloc arhitectura acestui loc uh, rural, urban. Nu pot să-mi dau seama. Partea aia sunt blocuri. Aici sunt licioare, de astea. Nu mai înțeleg absolut nimic. Bă, deci sunt două sate lipite că nu înțeleg. Absolut incredibil, e teribil, bun. Iar am ieșit în șosea, dar nu știu ce zone asta, frate, de sunt este. astea. Am impresia că... Uite, aici este o școală și în general pe școală scrie numele localității, școala cu tare... Eee, da zburenile alea la garda acolo, nu se înțelege nimic. Nu știu, mă, dar s-ar putea să fie din ani diferiți pozele. Uite, astea din 2010 încoace dacă e mașina, dacă e modelul de Logan acolo. Ce nu înțeleg. Deci, uite, aici sunt blocuri, în spate acolo casă așa. Bă, da, foarte ciudat locul ăsta. Uite aici o clădire. Și cred că e doar o casă. Nu-mi dau seama ce ar trebui să fie aici prin ce. Hai să încerc să ajung la intrare în această localitate că... Huși. Unde era Huși? Era în Moldova Huși? Chia... A, aici e Huși. Deci e Moldova aia toată ziua. 50. Și copă... Nu vă nimic cu că pe aici. Copăceana. În aceeași direcție. Nu-i ce și dumele drumului. Probabil că așa o fi pe... Drum -asta așa? Mm, nu văd nimic pe aici. E... ca că știu că e prin zona Ahușului, la 50 de kilometri. Copăceana. Hai că am găsit Copăceana. 12 km. Trebuie să fie în jurul acestei localități. Și am găsit aici Copăceana. Ok, să ți o minte aici. Acum hai să caut intrarea în această localitate. Aș uite-o că hușui pe lângă ea și pe acolo, pe la Moldovenia, pupători de oase. Băi, am ceva cu oamenii care pupă oase, se pare. Nici o pancart din intrare efectivă aici. Poate o fi mai în față, cine știe. Deși nu cred. Uite mă că e aici. Falciu. Falciu. Vedeți vreun falciu că... Nu știu. Uite, e chiar la graniță cu... Cu Moldova. Nu o să zic nimic legat de treaba asta ca să nu pară că sunt xenofob. Și pe unde m-o fi dat? Cred că pe undeva prin mijloc. Nu mai știu pe unde m-a dat liceu pe acolo. Cred că m-a dat pe aici prin spate. Parcă. Oh, era mai aproape de șosea. 636 de metri. No, oh, destul de bine de început. Odată am nimerit fix în uh, punctul în care m-a dat. Mi se pare că eram undeva pe lângă roșior de vede pe acolo prin Telorman. Era un oraș lipit de Alexandria, parcă sau de roșie, nu mai știu care. Și m-a dat fix într-un OMV acolo. Sau petrol, nu mai știu ce Și am nimerit ce era. Ei, aici se pare că o să fie greu pentru că m-a dat undeva pe câmp. Pe câmp, în pustiu, pe, pe drum. Și o să-mi fie greu să-mi dau seama pe unde mă aflu. Cred că călăraș scrie acolo. Dacă e călăraș, poate recunoaște vreo localitate, că e aproape de mine. Ia să vedem. Constanța? Cred că e între călăraș și Constanța asta. 3. Ceva cu 3 o fi DN3. 31, 4, 3. 3B. Mai continua DN3-ul, asa. Dar ar putea să fie așa, Cata, nu stiu ce 2 km. Colo, să fie asta. Nu cred că pe aici. DN3 mai asa. Vă lațe Hai să văd ce zice și mai un 222, ce o mai fi 222, El nu știu. 3, asta e de DN3, de ce dn 3 ăsta? Bă, e bine să știu un pic drumurile, cum se cheamă, cum au simbolurile. Ceva cu N Cred -ă. că e tre 3 și trec până la și ceva cu un... -ă, Nu-mi dau seama ce ar trebui să fie, dar nu cred că e în zona asta cu lehliu. Fie în part... time. cred este între dacă arăta Constanța și că deci de ce pun undeva pe aici e să ți minte undeva așa. între Constanța și Călăraș. Hai să caut o localitate. Uite o casă care stă în pustiu. Deci trebuie să fie acum o... Ceva, un semn de... Ar trebui să fie un semn la intrare. Uite mă, am trecut pe lângă el. Vișoara. Voi vedeți vreo vișoara pe aici? Că... Eu nu văd. Vișoara, vișoara. Să sunt mai mare? Nu cred. Uite, bada. orice. Ce vine fetești, ce -i ce ia lumiță. Unde o fi? Vișoara, uite aici. Pe ce parte m-a dat? Cred că pe partea asta am intrat, sau invers. Stați să vă zic acum. Crama. Să fie aia de acolo? Sau invers, așa? Hmm. Ce să fie și bornaia kilometrică? Undeva la o intrare, dar nu știu pe care parte o fi. Dar să des mai bine. Cum era pancarda pusă? Pe partea asta scria călăraj, ce ar fi în colo, deci invers. partea era de deci e pe partea asta și o să zic chiar aici. Ha! Nici 300 de metri. Au numerit-o și pe asta. Hai că sunt destul de bune. Aici deja. Voiam să zic prima dată că suntem pe podul de unde a sări bahoi. Dar n-a sări bahoi de aici. Și văd că este și cale ferată. Furată și furată, nu doar ferată. Uh, ar trebui să fie, cine ai bascutiile astea purumbeciuri, ține aici. Ar trebui să scrie undeva numele acestui râu. Uite chiar aici o pancardă, pardon, un semn. Motru. Unde o trece asta? Ăsta e Walt Motru. Motru. Am auzit de el, dar nu știu pe unde trece. Să minte podul peste râul Motru. Hai să caut o localitate. În față par, uite un semn de circulație aici. Și ia să vedem ce e aici. Tornul Severin, Drobeta, Timișoara, Pluta. Despre Drobeta, turnul Severin, DN6 sau E70. E70 este ăsta. sau DN6, 58B, 59, 57, E70, E70 pe aici. Deci, în direcția asta să fie. Nu este asta? O să vă cer ură, trece pe aici pe E70, că tot ține nu e nici ăsta. Ăsta? Timișu mort. Pe și Timișu viu care o fi. Și aici deja Timișoara. Să fie mai sus. Din 6. Dar că să o continua pe aici. Da, uite, E70 este și asta. Și cum vine? Vine așa. E70, uite. Aha. Strobeta unde e? Stai. E fix lângă, de deci pe drumul ăsta aici. E70, uite cât ține. Și este înspre Timișoara. Este deci în aceeași direcție cele două. Deci e mai jos pe aici. Scrie undeva e 70, Asta e, DN6. Și rău un motru. Un să fie. Hai că de data asta cred că fac punctajul maxim. Deci calea ferată. Trebuie să fie... Undeva. Uite aici se îndepărtează, dar se apropie iarăși. Și trebuie să fie peste o gârlă. Uite aici un râu. Nu e asta. Dar se întâlnești, cred că asta e asta e și este peste râu un Motru. Ă? Deva stați hai să mă întorc aici Pă pod că trebuie să fie fix peste. Deci eram fix pe pod. Deci fix cumva peste râu uite fix aici ne-a dat chiar în acest punct un pic mai așa hai să dau mai așa un pic. Și 10 secunde Hai să vedem dacă au nimerit sau nu locația Bă, astăzi e ziua mea norocoasă pe Geoguessar Dacă eram campionat Geoguessar Eram campion pe sate până acum Și 7 metri Deci era mai în dreapta Iar până peste râu Am înțeles 7 metri, maximul de puncte Îți bun, ce să mai Îți bun, e cel mai mare explorator De la mine din casă Următoarea rundă, deci am făcut rundă cu puncte maxime E, aici nu o să încep să doi cu presupusul că e Prahova, că nu-i sigur nu e Prahova. Deși e, cereale, tot e zona sudică pe unde se fac multe grele. Nu cred că e zona ardealului asta nici într-o stă de ani. Văd că încep să apară munți. Pe aici. Mă rog, nu știu dacă poate fi considera munte, că nu are kilometrul în sus. Mă rog, altitudinea se de la nivelul mării. Asta e altă parte. Hai să vedem cum se cheamă localitatea asta. Ce denumire o avea? Dacă e ceva cu ești, e clar în zona asta e. Izvoarele. Bă, țineți minte că acum vreo 10 ani erau niște tremure în Galați? Parcă în localitatea asta erau. Ia stați așa. o Galați, dar este destul de mare. Și ai că trebuie să fie prin zona asta. Izvoarele. Nu este... Uite aici. Acum care intrare să fie? E un care văd că 255B. Nu văd niciun rup pe aici. Să fie oare pe la dealul ăla. Care intrare să fie? Că nu prea văd nimic pe aici. Pe partea asta era de deci ce conecta cu slobozia aia. Deci trebuie să fie mai pe aici un pic în câmp și fix aici. Era de Tulcea. Trebuia să fie egal asta trebuia să fie de Tulcea. Deși mă mir că... Că da, mă... Munții Dobrogei. Nu mi-a trecut asta prin cap. Podișul Dobrogei. bana. mea. Ok. Și ultima... Care, nu știu, zici că duce spre Constanța drumul ăsta. Târnăveni, ce dracu scrie pe acolo? Nu, no, nu înțeleg. Dar pare a fi DN19D. Nu știu pe unde circulă DN19D. Chiar că toate drumurile pleacă din București. Sau mai degrabă toate drumurile... Nu, toate drumurile duc la București. Nu pleacă toate din București. Eu te-a căzut și copacul ăsta pe fire. Nu știu cum e. Sau a căzut stâlpul. În partea asta nu vă nimic. În partea aia iarăși nimic. Dar o să merg așa mai în vale. Cred că încep să rămân și fără voci de la cât am vorbit. Uite că se vede un sat în partea aia. Ai poate înțeleg ce scrie aici. Să cu ei. Mm. Cred că sună Moldova. Frontieră, cred că scrie acolo. Deci suntem aproape de o frontieră. Să fie oare înspre Bihor? Deși nu cred. Nu știu, hai să vedem. Aproape de frontieră. Am uitat cum se cheamă cealaltă localitate. Cred că asta era până acum, Da, asta a trecut aici. O altă bornă kilometrică și ar trebui să ajung acum localitatea cu tare. Frontiera era pe partea cealaltă. să merg mai degrabă până pe la fr frontiera aia. Vă ce zice. O mai văd ce e pe aici. Ai de tare. Hai să o cheamă localitatea asta și mă întorc la frontieră. nu e mai bine așa? Valea Ier. Valealer. Ce trec Săcuieni. Aha. Deci, granița cu Ungaria este aproape de Ungaria. Și ar trebui să fie prin zona asta, aproape de frontieră. Săcuieni. Hmm. Păi, și ar putea să fie pe oriunde. Dar cred că prin zona bihorului, să zic așa. Ce era DN12 parcă? Astea cu galben DN-uri mi se pare. 13 sau 19 am zis. Hai să mergem spre Rovinietă necesară România road tax Deci acum intră în România Suntem aproape de o graniță Interesant cale ferată în partea aia să mai văd o dată Sper că era mai departe frontiera aia uite aici borna kilometrică Frontieră 19D da mă DN-19D 19 19E Deci o fi mai încoace 1 E7 Așa Am și 79 Nu Atunci pe aici Am și DN cât e Zice doar E79 A 3 să fie poate... Uite 19D de... Să cuieni Gara așa Și m-a dat mai pe câmp mai așa un pic. 268 de metri. Bă, îți bun. Îți bun, am jucat bine azi. Aia cu Tulcea am greșit-o. Era Tulcea, nu Galați. Și hai să vedem aici. Mi-a dat doar argintul. Deci, hai să vedem ce am nimerit astăzi. N-a fost Moldova, a fost uh, Ardealul Închidem asta. Hai să vedem ce am făcut astăzi. Deci am făcut 21.000, nu știu dacă asta a fost, este recordul meu pe care am nimerit-o atunci. Pe care am nimerit-o pasta, nu pasta. Nu, nu pasta am nimerit-o. Pe care am nimerit-o mă că nu mai știu. Galați, nu. Asta am nimerit-o. Nici asta. Pe care am nimerit-o. Aia peste motru. Aia peste motru am nimerit-o. uite pasta. Nu, mai aceasta a fost impecabilă, efectiv, impecabilă. Un picuț mai așa s-o fi dat până la intrare popod, n am mai ținut o minte dacă n-am fix pe pod sau nu. Deci asta a fost impecabilă. Genial match ăsta. Geoguessr, dacă mai vreți episoade, lăsați părerea voastră în comentarii dacă considerați că ar trebui să mai joc chestia asta sau nu. Sau dacă să-mi iau premium și să o fac live stream cu acest joc. Eu sper că v-a plăcut cum am explorat aici România. Bahoi n-a sărit de popod. Aș vrea să fac un clickbait legat de podul să zic că s-ar popod. Cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao les tuturor.